Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit în ultima zi a acestei săptămâni. Așa cum aseară am prezentat povestea unui părinte care se chinuie în fiecare zi să-și îngrijească copilul cu handicap, ei bine, seara asta vreau să vă vorbesc despre alt fel de copii. Copii care sunt abuzați și nu neapărat fizic, ci psihic. În fiecare zi li se spune că sunt slabi, că sunt proști, poate iau și palme peste obraji, poate nu-și trăiesc copilăria. Ce înseamnă toate aceste cuvinte, ce înseamnă toate aceste gesturi pentru un copil care este în plină dezvoltare? În floarea vârstei, așa cum se spune, aflăm dacă se vindecă vreodată sechelele acestea de la doamna Taisia Trica, psihoterapeut. Bună seara și mulțumesc foarte mult că ați venit! Mă bucur să vă revăd și eu vă mulțumesc de invitație. Dacă se vindecă, o luăm cumva cu începutul sau cu finalul, nu știm exact. Cred că o luăm cu finalul și mi-amintesc de un lucru. Când eram copii și ne juleam genunchii pe ulița din fața casei, mi se spunea că trece până te măriți. Și întotdeauna aveam genunchii vineți în ideea că va trece până vom deveni fete adolescente și vom purta fuste. Așa cred că se întâmplă la țară și în zilele noastre cu acei copii care... iau bătăi care sunt jigniți, dar li se spune că o să treacă. Așa e copilăria. Să iei și bătaie, să ți se spună că ești prost, că ești slab. Bun, e firesc că atunci când ne jucăm sau atunci când muncim sau atunci când creiem, să ne lovim, să avem răni, să avem cicatrici. Asta este un lucru firesc și face parte din dezvoltare. În ceea ce privește, în schimb, lovirile, jignirile, din procesul de educație, indiferent că el se realizează în familie, la țară sau la oraș, în școală, în societate, lucrurile capătă alte conotații și cumva acestea lasă niște urme, niște răni, dacă vrem, care nu se vor vindeca probabil niciodată. Când spun vindecat, nu spun că nu vom putea trece peste lucrurile astea sau nu vom învăța să trăim sau să acceptăm. De altfel, terapeutic vorbind, cam despre asta este vorba când vorbim de vindecare. În terapie uneori le povestesc clienților apropo de această vindecare, că nu e ca atunci când nu mai rămâne nimic acolo și că întreaga rană dispare. Știm foarte bine că și pentru răni mai finuțe, chiar la nivelul pierii, rămâne o cicatrice. Dar pe când vorbim de emoțiile noastre, de trăirile noastre interioare, și vă spuneam că le spun pacienților și clienților uneori despre o ușă în care batem tot felul de cuie. Tot felul de cuie care înseamnă jigniri, loviri, reacții care indică sau, mă rog, cumva aduc abandonul în discuție sau respingerea sau neacceptarea, neaprecierea. Bun, pe parcursul vieții uneori, cu ajutorul unui specialist sau pur și simplu prin forțe proprii sau cu ajutorul unor prieteni sau cu ajutorul unor oameni dragi care încep să ne prețuiască, învățăm și scoatem ușor, ușor cuiele din acea ușă. Numai că, din păcate, rămân acolo niște găuri. Prin urmare, vindecare totală nu există. În schimb, învățăm să trăim și cu acele găurele, găuri mai mari. Cred că ăsta este scopul, până la urmă, în terapie. Ceea ce se întâmplă, apropo de abuz, evident că nu e un lucru care să ne lase cumva indiferenți. Este un fenomen. Și nu numai în țara noastră. Asta clar. Este un fenomen general valabil pentru multe societăți, indiferent că vorbim de Occident, de Orient, de culturi islamice sau culturi europene sau creștine. Deci povestea asta cumva se repetă. Ce putem face? Cu siguranță nu vom găsi soluții peste noapte. Și cu siguranță că întotdeauna vor mai exista părinți care vor alege să-și educe copiii astfel sau oameni care vor alege să-și dezvolte agresivitatea în cadrul unor relații. Vorbeam de poporul român, avem tot felul de proverbe și zicători, zicale, nu? Eu te-am făcut, eu te omor, bătaia este ruptă din rai. Deci, cumva face parte din modelul educațional.
tocmai obișnuiți de sute de ani să procedăm astfel, la un moment dat ni se pare absolut normal să se întâmple așa. Da, din păcate există medii și există familii unde a vorbi urât, a jigni, deci practic vorbim de un abuz verbal, care evident are și conotații de abuz psihic. Această modalitate de a te exprima sau de a te adresa celuilalt face parte din firescul lucrurilor. Din păcate. Pe de altă parte, și cultura străzii, să spunem așa, sau modul în care tinerii aleg să-și vorbească unii altora, e tot o formă de abuz. Pentru că dacă am ieșit pe stradă și am ascultat ce cuvinte își adresează unii altora... Sau auzim fără să vrem și suntem șocați, efectiv, de modul în care tinerii vorbesc între ei. De foarte multe ori am rămas șocată nu de comportamentul băieților, ci de comportamentul fetelor și de modul în care vorbeau între ele. Folosind cuvinte foarte urâte, dar la modul normal, în loc de dăm telefonul, dă-mi o jignire și apoi telefonul. Și nu înțelegeam de ce trebuie să fie așa. Ne putem înțelege foarte frumos cu cuvinte normale. Sunt de acord. Există o diferență de gen, cumva, în povestea asta. Pentru că în timp ce băieții pot să fie mai agresivi faptic, acțional, fetele cumva se îndreaptă către această agresivitate verbală. Nu e o scuză, nu vreau să mă înțelegeți greșit, dar cumva există niște diferențe de gen. Ceea ce nu înțelegem sau înțelegem foarte târziu este faptul că orice cuvânt pe care îl rostim vine la pachet cu o energie foarte puternică și o vibrație anume pe care nu aude numai aparatul auditiv, numai urechea mea, o aud și structurile din căpșorul meu. Și nu neapărat numai structurile din zona de conștient, ci și structurile din zona de inconștient. Și la urma urmei, nimeni nu știe foarte exact ce impact are un cuvânt pe care îl rostește asupra minții celuilalt și chiar asupra minții proprii. În clipa în care cuvintele sunt extrem de negative și cu conotații negative, jignitoare, agresive, din toate punctele de vedere, păi cum să am pretenția ca acel copil sau acea persoană, indiferent că este tânăr, adult sau bătrân, să dezvolte și să se manifeste cumva calm, deschis, într-o stare de confort psihologic. Evident că va fi traumatizat, va fi frustrat, se va simți respins, se va simți neapreciat. Mai mult decât atât, poate unii telespectatori știu că foarte mulți ani am lucrat și lucrez de altfel încă în consiliere școlară și deseori mi s-a întâmplat să văd copii care ar fi fost practic capabili de performanță sau, mă rog, de o evoluție școlară, dar care, supuși permanent unui tir de jigniri sau de cuvinte care, în loc să-l ducă mai departe, îl plafonau sau, din contră, îl făceau să se simtă inferior, mai devreme sau mai târziu a ajuns să se comporte exact așa cum, cumva, să spunem, l-au presetat proprii părinți. În clipa în care nu lăudăm, nu încurajăm, nu spunem ce a fost bine și ce ar mai fi de dorit să fie modificat, transformat, optimizat, și spunem numai, nu poți nimic, nu ești în stare de nimic. Nu o să ajungi nicăieri. Nu o să ajungi nicăieri. N-ai să faci nimic cu Georgica viața ta. Este mai bun de 1000 de ori decât tine. Exact. Și așa mai departe. Gama este foarte largă și eu am fost drăguță în exprimări. Și eu la fel, pentru că se poate mult, mult mai rău de atât. Evident că la un moment dat copilul va spune, ok, deci asta este părerea omului, resursă pentru mine. Pentru că să nu uităm, copilul deschide ochii pe părinți sau, mă rog, pe bunici dacă situația este de așa natură. Dar vorbim de persoanele de atașament, da? Și în acest context, cum să nu-i creadă? Este simplu,
mintea mea va spune, ok, dacă nici oamenii ăștia de care depinde viața mea, oamenii ăștia care sunt singurii care ajută, să spunem, supraviețuirea și existența mea, cred asta. E clar că așa sunt. Așa sunt. Și atunci, de ce aș mai depune un efort? Păi n-are niciun sens. Da? Este asta o formă de abuz? Bineînțeles că este o formă de abuz. Pentru că e foarte important să vedem care sunt toate formele de abuz, sau cel puțin principalele forme de abuz pe care părinții le execută, să spun așa, asupra propriilor copii. Sunt foarte multe forme pe care părinții le exercită asupra copiilor. Și cumva nici nu cred că e neapărat necesar să facem o diferențiere sau să etichetăm fiecare formă în parte, deoarece cum la un moment dat ele se leagă unele de celelalte și sunt interdependente. Vă spuneam că abuzul verbal, abuzul fizic, n-are cum să nu dezvolte pentru copilul respectiv și o formă de abuz psihologic. Da? Dar revenim cumva la ceea ce vă spuneam mai devreme. Povestea nu se termină odată cu școlarizarea. Pentru un copil care este crescut în felul acesta, va deveni temător, nu va mai avea încredere în sine, fie va deveni o personalitate cu un comportament și o atitudine pasivă, fie, din contră, se va duce înspre un comportament și o atitudine de agresivitate, pentru că va fi singura modalitate, cumva, de a ieși în evidență cu ceva. Iar lucrul acesta nu se termină odată cu finalizarea școlii sau cu dezvoltarea cât de cât a structurii de personalitate. Va adopta acest model și va repeta acest scenariu pe care încă din copilăria mică l-a avut pentru toată existența lui. Normal că la un moment dat, dacă se trezește, se scutură și își dă seama că ceva nu funcționează bine, așa cum spuneam, singur sau ajutat, poate să învețe să scrie un alt scenariu de existență. Dar nu e chiar un lucru simplu, pentru că ceea ce s-a format acolo în mintea noastră, sinapsele care s-au format, nu sunt ușor de înlocuit, pentru că nu putem șterge cu buretele. Este nevoie să decriptăm ce e acolo, e nevoie să tăiem așa ca în junglă lianele și să și punem ceva în loc. Tocmai. Trebuie construit exact ceva acolo unde alte date s-a năruit tot, pentru că, în mod normal, cred că acolo trebuia sau s-a construit greșit. S-a construit greșit. Trebuia să se construiască o personalitate curată a unui copil care, până la urmă, se raportează întru totul la adultul din jur. Și avem un posibil părinte care va face la fel cu fiul, un soț care va face la fel cu soția. Absolut. Și cu proprii copii mai departe. Exact. Este un comportament mimetic până la urmă. Va face la fel. Important este ca în adolescență sau la maturitate să găsească acel punct de sprijin și să se transforme în bine până la urmă, pentru că nu ne dorim. Societatea astfel ar fi destul de întunecată, să-i spun așa, pentru că avem în jur destul de multe exemple negative. E bine atunci când avem pe cineva în preajmă care își dă seama că ceva este greșit și îndrăznește cumva și are și cunoștințele necesare să intervină și să miște puțin lucrurile. E foarte adevărat, numai că degeaba își dau ceilalți seama dacă persoana în cauză nu realizează acest lucru. Există și persoane care refuză să accepte faptul că sunt construite greșit, așa cum spune? Bineînțeles. Bineînțeles. Și avem ce să le facem? De fapt, aveți ce să le faceți, cei care poate trec prin mâinile dumneavoastră în încercarea de a fi remodelați? Mi-ar plăcea să spun că da. Din păcate, nu o să pot să spun lucrurile astea. Pentru că noi nu putem schimba pe nimeni. Asta este un mit. Nici eu, nici dumneavoastră, nimeni altcineva. Un adult nu poate fi schimbat, sau o personalitate formată nu poate fi schimbată, decât dacă persoana respectivă conștientizează că are o dificultate sau că
disconfortul pe care îl registrează și îl resimte este un disconfort care vine într-adevăr din niște, să spunem, dificultăți de adaptare sau de relaționare și își dorește să schimbe acest lucru. Până în momentul în care nu apare dorința de schimbare, nimeni, oricât de dragă n-ar fi persoana respectivă, nu putem să o ajutăm și nimeni nu poate face nimic pentru persoana respectivă. Poate singura intervenție, să spunem, până în acest moment, până la apariția dorinței, este doar în a-l ajuta să conștientizeze, deci cumva să-l informezi sau să-i pui la dispoziție materiale sau, nu știu, să vorbești cu el și să-l faci să conștientizeze. Numai că conștientizarea este un prim pas și, din păcate, nu spun că nu este important, dar nu este cel mai important. Pentru că, după ce conștientizează, e nevoie de trăire. E nevoie să dorească lucrul ăsta și cumva să activeze din el exact energia aceea intrapsihică și emoțională care să-l ducă înspre schimbare și înspre acționa înspre schimbare. Iar toți suntem în postul Paștelui, un mare învățat și un mare duhovnic spunea că cel mai lung drum este drumul de la minte la inimă. Și atunci, în povestea asta, pe drumul ăsta, chiar dacă ai conștientizat, foarte mulți dintre noi ne pierdem pentru că nu găsim în noi energia aia să schimbăm. Și apropo de schimbare, nicio schimbare nu este ușoară. Pentru că odată ce omul s-a învățat să funcționeze într-un anumit fel, lucrul ăsta îi conferă cumva o siguranță. Exact, pentru că este confort. Singurul mod pe care îl cunoaște. Exact. Cumva disfuncțional sau mai mult sau mai puțin disfuncțional, este totuși cercul lui de siguranță acel mod de a funcționa. Fie el și greșit. Fie el și greșit. Și atunci, ca să-și dorească schimbarea, are nevoie de curaj. De să iasă cumva din cercul lui de siguranță și să gândească pentru el o altă lume, un alt univers. Ceea ce nu e deloc simplu. Va tinde mereu ca o broască țestoasă să se întoarcă în propriei carapace, nu? Mă întrebați înainte de a intra în direct dacă oamenii mai au temere sau frică de a veni fie la consiliere școlar, fie în psihoterapie, fie la un psiholog. Nu e vorba numai de frică, vă spuneam. Și exact la această situație mă referam. E zona de necunoscut pentru ei, nu? Este vorba, nu numai de necunoscut, este vorba de această greutate pe care o au sau pe care o resimt în a ieși din cercul de siguranță. Toți care cer ajutor, fie în consiliere, fie în psihoterapie, cum vă spuneam, să știți că sunt niște oameni miraculos de puternici. Deci odată ce ai venit și ai cerut ajutor, imaginați-vă că oamenii ăștia, copii, adolescenți sau adulți, e necesar să depășească foarte multe bariere, foarte multe mecanisme de apărare pe care și le-au pus sau pe care și le-au impus. Exact. Și nu e foarte ușor, chiar dacă ai deja numărul de telefon, să accesezi, să suni, să te programezi, să mai ajungi la programare, că sunt convinsă că foarte mulți își fac programări, însă nu calcă în cabinet, tocmai pentru că între timp mecanismul de autoapărare se întâmplă și asta, nu? Dar deja când și-a făcut totuși o programare, în mare parte vine la programare. Vine la programare. Acum, evident că există și o categorie de oameni care cumva așa fac ei lucrurile în viața lor acum, da? Da? Pe principiul cumva al copilului, da? De altfel să știți că întotdeauna copilul vine în terapie. Chiar dacă avem 20, 50, 60, 90 de ani, cel care vine la terapie este copilul. Asta este clar. Foarte frumoasă teoria, foarte interesantă. Nu e numai o teorie, este teorie și practică la un loc. Că vă spuneam și de aici am plecat, cel care e rănit încă din copilăria mică este copilul.
el transportă cu el mecanismele mai departe. Adică tot copilul rănit vine exact. Și pentru acel ajutor. Bineînțeles. Și atunci tot copilul rănit are nevoie de terapie. Odată ce ai vindecat copilul, lucrurile se schimbă. Bun. Spuneam că există și o categorie aparte care acționează cumva impulsiv și solicită o întâlnire cu mine sau cu altcineva, mă rog, în acel moment sau eventual a doua zi neapărat, adică atunci, atunci simte că are nevoie atunci. Sau atunci s-a rupt sistemul de imunitate care l-ar ține deoparte? Nici măcar, pentru că vă dați seama, cineva care trăiește un disconfort de o perioadă de timp, o să poată aștepta o zi, două, cinci, o săptămână până primește o programare. Adică nu e o situație de criză. Noi nu vorbim de situație de criză, de altfel nici consilierea școlară și nici psihoterapia nu se face în situație de criză neapărat. Există alte servicii medicale și psihologice specializate pentru povestea asta. Da? Deci este clar, de obicei aceia nici nu mai vin. Chiar dacă le oferi această posibilitate și pentru a doua zi. Cei care vin atunci, că atunci au nevoie, să spunem că le găsiți loc astăzi, mâine, vin de urgență, probabil că... Nu rămân în terapie de obicei, dacă asta mă întrebați. Care e atitudinea când vin? Care e urgența lor? Îi macină neapărat ceva atunci? E discutabil de la caz la caz. Că e foarte ciudat. E ca atunci când te doare, te doare undeva prin burtă și te gândești... Niciunul nu e... vine strict în fază de... Cel puțin în, deci nu e ca la în cazul clienților mei. Clar. Nu. Deci în stadiu de conștientizare niciunul nu vine. Adică a depășit acel stadiu. Stă deja, poate de săptămână, de două, de o lună, nu știu. Poate de un an, cu chestia aia în cap. Nu. Este de obicei se întâmplă, este o situație sau un factor declanșator. Exact. Sau luarea unei decizii iminente și atunci au nevoie cumva să puncteze atunci. Anumite lucruri. Da. Evident că unii dintre ei vin căutând un sfat, ceea ce nu este cazul nici în consiliere, nici în psihoterapie. Nu sfătuim. Fiecare are viața lui. Fiecare este expert în viața lui. Adică nu mergem la psihoterapeut să ne spună dacă să alegem jobul X sau Y nu, sau... Nu, este exclus, nu suntem consultanți. Geanta roșie sau geanta verde, nu? Nu. E mai mult de atât. E pentru suflet, nu e pentru alegeri. Și nu e vorba numai că e pentru suflet. Dar cine sunt eu sau cine, oricare dintre colegii mei, să spună că e mai bine ca tu să porți geanta verde sau geanta roșie? Repet, nu suntem consultanți, nu suntem stiliști, nu suntem consultanți financiari, nici măcar matrimoniali și așa mai departe. Deși poate unii își găsesc liniștea după ce... Există și astfel de servicii. Da? Probabil și cu siguranță există, nu? Eu cred că sunt oameni care își găsesc liniștea după ce merg și fac psihoterapie, se împacă undeva în adâncul sufletului cu niște rupturi care erau de multă vreme neașezate și atunci își pot găsi și liniștea conjugală, își pot găsi perechea, își pot găsi, pot face alegeri mai ușor și de geantă și de job. Bineînțeles. Sunt convinsă de asta. În primul rând, cine își dorește un proces de dezvoltare personală și un proces de consiliere sau de terapie, își dorește schimbarea. Și odată cu schimbarea pe care o faci în viața ta, evident că se schimbă lucrurile și în jurul tău, automat. Foarte mulți dintre oameni, dintre consiliați, dintre clienți, sunt mirați să constate că noi la noi vedem greu schimbarea. Cum vedem greu că nu ne e bine, așa vedem greu și schimbarea. Dar primele lucruri pe care le văd, de fapt și de drept ei, sunt lucrurile care se schimbă în jurul lor. Relațiile care se schimbă în jurul lor. Și spun uneori că și oamenii din jurul lor, e posibil, dar oamenii aia se schimbă sau relațiile se schimbă pentru că ei abordează altfel lucrurile. Exact. Da? Cam despre asta e vorba. Adică totul ține de noi, nu? Pentru că noi, că vrem sau că nu vrem să acceptăm această idee, totuși suntem legați prin mii de fire nevăzute unii cu ceilalți. Și ceea ce fac eu are influență și asupra celuilalt. Pentru că noi trăim într-un sistem. Iar asta e definiția sistemului. Componente între care există relații, interdependențe.
Adică vrând nevrând trăim cu ceilalți și trebuie până la urmă să întreținem niște relații de așa natură încât să nu ne facem rău nouă, pentru că bineînțeles. Putem avea relații în jurul nostru și din pricina modului în care le abordăm noi să suferim. Și știți mult care e și cumva bine. Paradoxul? Că atâta vreme cât învățăm această lecție a nu-mi face rău mie, suntem mai buni și pentru ceilalți. Ceea ce ar trebui să facem toți. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate și o să revenim în partea a doua și o să vedem puțin ce se întâmplă cu un copil care, după o copilărie traumatizantă, să spunem așa, recunoaște și acceptă faptul că trebuie să se schimbe, să nu fie adultul care a fost tatăl său, de exemplu, sau mama, și ce instrumente are la îndemână să devină un om mai bun, revenind după câteva minute de publicitate. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, în continuare alături de mine doamna Taisia Trica, psihoterapeut, și vorbim despre cum se vindecă sau nu se vindecă abuzurile asupra copiilor, dar nu numai asupra copiilor, ci și altor membri din familie care au de suferit din cauza comportamentului, nu știu, să spunem, unui soț dominant, unui tată care vrea să se impună cu fapta și nu cu vorba. Vreau să vă întreb, nu putem să punem în balanță ce doare mai tare, un abuz fizic sau unul psihic, acest abuz prin vorbe ani de zile. Dar vreau să vă întreb, cum se dezvoltă copiii care sunt abuzați fizic tot timpul? Vedem situații în mediul rural și în mediul urban, din păcate, cu copii care sunt educați doar cu bătaia, cu cureaua, cu palma, peste față, peste unde s-apucă. Fără să li se spună multe cuvinte, de multe ori nici nu se comunică cu acești copii. Sunt ca niște animăluțe. Dacă fac ceva greșit, iau bătaie, dacă mănâncă, iau bătaie, dacă nu scriu, iau bătaie și tot așa, până se fac mari. Nu spune poporul ăsta că bătaia e ruptă din rai? Nu știu din raiul cui, dar din al nostru cu siguranță sper să nu fie ruptă, că atunci nu ne-am dorit niciunii să mai ajungem în rai, că între rai și iad n-ar mai fi nicio cu diferență. Siguranță nu e de acolo. O să vi se pare straniu, dar povestea cu bătaia, nu spun că se uită mai ușor, dar nu creează atâtea prejudicii. Bine, evident, acum contează foarte tare și intensitatea bătăii. Și, corect, frecvența adică, și așa mai departe. Stați să ne înțelegem că... Corect. Mi-aduc aminte de acum vreo, nu mai știu, 15-18 ani, ceva de genul ăsta, de un caz de un părinte care își bătea copilul și îl lega de calorifer și îl bătea cu lanțul. Adică nu vorbim de lucruri de genul ăsta. Vorbim de bătaia asta cumva, exact, smulceala, trasul de urechi. Mă rog. Celebrele metode, exact, de a-l face pe copil să învețe, că așa erau ele cunoscute. Spuneam că pe termen lung astea se uită mai ușor decât se uită chestiunile astea legate de respingere, de neapreciere, de energia cuvintelor jilirea de care vă vorbeam mai devreme. Da, da. Ce învață un copil care este bătut? Învață să lovească la rândul lui, asta este cert. Fapt pentru care vedem în școli și ne plângem că există violență în școală, pe stradă și nu știu ce. Și dacă analizăm acolo lucrurile, vedem că la urma urmei, atunci când adultului nu i-a convenit ceva, asta a fost modalitatea prin care i-a atras atenția. L-a lovit, l-a împins, l-a dat la o parte. Ceea ce face și el cu colegul de bancă, cu partenerul de mers spre casă și așa mai departe. Deci vreau să înțelegem foarte clar că nimic din ceea ce facem nu rămâne fără repercursiuni, nu rămâne fără urmări. Va uita la un dat durerea provocată de o lovitură, de o pălmuță, de o tragere de urechi, dar în niciun caz nu își va schimba comportamentul. Acum, din păcate, apropo de abuzul acesta fizic, atât în cazul copiilor, cât și în cazul adulților, că sunt femei, în majoritate în general, femei, exact, în dar general, nu numai femei,
Sunt și bărbați care... Oamenii se învață. Și psihologic dezvoltă ceea ce se numește sindromul Stockholm. Cumva ajung să fraternizeze cu agresorul, cu persecutorul. Sunt persoanele care, din copilărie, dintr-un motiv sau altul, au o psihologie de victimă și, prin urmare, li se pare firesc ca lucrurile să petreacă așa. Știu că pentru o mare parte dintre noi este de mirare că femei care sunt abuzate permanent, fizic, sexual uneori, sau și fizic și sexual, nu mai vorbim de partea verbală, rămân totuși în relație cu persoanele respective ani și ani de zile. Evident, o să-mi spuneți, de foarte multe ori sunt chestiuni financiare, sunt chestiuni materiale. Da. E mentalitatea. Sunt chestiuni financiare și sunt chestiuni materiale. Există și sau importanța mentalității în povestea asta. La țară, să nu-ți părăsești omul, că nu e bine, nu-i dar frumos. Dar dincolo de asta, există și acest sindrom Stockholm pe care o parte dintre femeile acestea sau persoanele acestea îl dezvoltă. Prin urmare, nu se pot rupe, psihologic nu se pot rupe. Nu știu cum să trăiască altfel, nu se văd. Nu e vorba că nu știu. Văd, nu, este o chestiune, pentru că este o persoană care începe să devină, să se simte atașată de propriul persecutor. Este foarte stranie, dar lucrul ăsta se întâmplă din punct de vedere psihologic. Bun, spuneați de mentalitate. Da, în medii rurale, în medii urbane, indiferent dacă oamenii au 4 clase sau au liceu sau au facultăți, există și această, să spunem, așa, părere, opinie, că da, domnule, femeia mai trebuie din când în când bătută sau cu bătaia rezolv nu știu câte lucruri sau dacă vine bărbatul acasă și e mai vesel, eu pot să-i trag o tigaie în cap și nu e nicio problemă, că așa schimbăm și îndreptăm lucrurile. Face parte din firesc. Și oamenii se învață cu chestia asta. Și pot duce foarte mulți ani. Finalitatea unora dintre aceste cazuri este aceea dramatică pe care o vedem, din păcate, câteodată pe la știrile de la ora 5, când femeia, după ani de zile de bătăi, în acea zi nu suportă, pune mâna pe ceva, că și înjunghie agresorul, că fiul sau fiica sar în apărare la rândule, cu un cuțit, cu un par, cu un topor, cu celebra tigaie, cazuri în care rănile sunt cele mai ușoare cu tigaia. Dar avem situații în care chiar fiul își apără mama bătută de ani și ani de zile și își omoară sau își rănește grav tatăl. Da. Sau chiar moare la rândul lui. Sau chiar moare la rândul său, exact. Da. Din ajungem păcate, și aici, nu? Din păcate se ajunge și aici. Nu e vorba că am judecat pe cineva, pentru că vă spuneam în pauza publicitară, este foarte ușor să ridici cumva piatra și să spui, băi, nu poate mai mult, atâta o duce capul sau atâta poate copilul ăla sau părintele ăla. Nu e chiar așa. Pentru că părintele ăla este și el la rândul lui la prima experiență de părinte și el vine cu modelul din urmă. Femeia aia e prima oară în situația în care este femeie căsătorită și așa mai departe. Prin urmare, e foarte greu să știi cum să faci lucrurile cel mai bine. Pentru că noi nu suntem perfecți, noi suntem supuși greșelii, evident. Clar. Și atunci, n-avem de ce să-i criticăm sau să-i judecăm foarte aspru. Mai curând e necesar să îi educăm, să vedem cum anume putem ajunge la urechile, la mintea și la sufletul oamenilor ăstora. Cine poate să îi educe? De unde trebuie să înceapă acest sistem de educație care să cuprindă excluderea violenței din relațiile sau excluderea pe cât posibil a violenței din relațiile interumane? Pentru că până la urmă, uneori avem momente în care poate și colegului de serviciu am trage o tigaie în cap, dacă am avut o tigaie la îndemână, dar nu facem asta, că nu suntem... Și să... Adică
încercăm să depășim niște... Și să nu uităm că o parte dintre din noi suntem colerici, da? Exact. Asta este temperamentul nostru, este iar o componentă născută, și, dar de-a ne controlăm. Cu tot stresul, cu toți nervii, cu multe sarcini de serviciu, cu griji, cu datorii, cu rate la bănci, cu ești pe mii de vari motive pentru care suntem mult mai stresați și cred că îmbătrânim mult mai repede psihic vorbind. Am avea toate motivele dacă ar fi să o luăm așa, ca să mai aruncăm cu câte o tigaie în stânga și în dreapta. Dar nu trebuie să facem asta. Unde trebuie să înceapă educația? Cu noi toți. Și când? Cu noi toți. În orice moment. Evident că nu avem soluții general valabile pentru toate mediile, dar avem soluții pentru fiecare mediu. Nu știu dacă școala, în primul rând familia. Și când spun familia, mă refer la, nu neapărat la familia care deja se află în dificultate, ci familia cumva lărgită. Pentru că uneori se întâmplă ca părinții acestor părinți să spună: lasă că și mie mi s-a întâmplat, trecem. Sau lasă undeva, că și lasă nu pe Vasilica. Lasă că lucrurile astea funcționează și așa, e bine să nu mai existe ca formulare. Sau da, lucrurile astea pot funcționa și așa, dar nu asta ne dorim. Pentru că ni s-a demonstrat, nu, că lucrurile au funcționat și așa, n-a fost nicio problemă. Bun, dar cum au funcționat, cât de bine au funcționat? Cu ce efecte? Bun, deci odată familia lărgită. Din păcate, cumva, societatea modernă ne-a dus la o înstrăinare de familia aceasta lărgită. Fiecare groaznică devine cumva o familie nucleară, mama, tata, copilul sau eventual o bonă, o... Și eventual vorbesc pe Facebook între ei, toți acești trei membri ai familiei. Exact. Și nu se întâlnesc. Paranteză. Sau stau și la masă și vorbesc tot paranteză, pe Facebook. De curând am întrebat un copil de ce anume îl bucură, n-a știut să-mi răspundă. L-am întrebat ce anume l-ar bucura și mi-a răspuns că l-ar bucura ca mama lui să joace cu el. Și am insistat în întrebare și l-am... Da, de ce spui asta? Pentru că niciodată nu se joacă cu mine. Wow. Da? Ca să ne dăm seama unde okay. sunt lacunele. Înțeleg că trăim greu, înțeleg că avem nevoie de bani, înțeleg că avem o groază de sarcini care ne fură foarte mult timp. Și totuși. Și totuși, dacă am ales și am decis să aduc pe lume un copil, cumva lista de priorități trebuie redimensionată sau reanalizată. Da? Și a petrece cu copilul tău nu înseamnă neapărat asta de dimineață până seară, dar a petrece un timp, de la 5 minute, de la jumătate de oră, nu știu, dar un timp în care copilul ăla să te simtă într-adevăr prezent, că ești mama, că ești tata, că poate bunicii sau nu știu, dar să te simtă prezent în existența lui și să te aibă doar pentru el în acel moment. Pentru că îmi spun unii, da, dar eu stau, că fac mâncare și vorbim, sau spăl vase și vorbim, sau ne uităm la televizor și mai vorbim. Nu, asta este ideea. Dacă stau la televizor, o parte din atenția mea se televizor. Duce spre televizor și sau spre vase. Și a copilului la fel. Deci, prin urmare, nu sunt acolo eu prezentă întru totul. Am închis paranteza. Spuneam familia lărgită, că poate să fie cumva un factor de echilibru sau de educație la un moment dat. Biserica, la rândul ei, poate să fie un factor de educație. Este o resursă și o resursă importantă din punctul meu de vedere, care se bazează pe niște norme și pe niște principii morale. Școala, da, nu școala în sensul neapărat de instituție, oamenii din școala respectivă. Dascălii, cum li se spunea și cum toți, erau da? Cunoscuți. Că sunt dascăli, că sunt personal nedidactic, că sunt elevi mai mari, care își împărtășesc din experiențele lor. E foarte greu astăzi să privim tabloul ăsta astfel, pentru că ne uităm la generațiile care sunt tot mai rupte între ele la distanță mică de ani. Și mă refer la cei de-a 8-a și de-a 9-a total rupți de cei de-a 12-a și tot așa. Generația mea, adică acum 10 ani de zile la finele liceului,
era parcă puțin mai închegată, dar cred că toate aceste medii de socializare online și toată această viață foarte tumultoasă pe care generațiile au prins-o în ultima perioadă, l-au făcut să se rupă tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Sunt tot mai diferiți și se vor a fi tot mai diferiți între ei. Nimeni nu vrea să mai semene cu nimeni. Nimeni nu vrea să mai fie asociat cu nimeni. Toată lumea să vrea a fi unică. Suntem unici. Asta clar. Personalitatea noastră este unică și irepetabilă. Așa în fiecare zi, în fiecare nu, moment. Nu e necesar să o demonstrăm pe de-o parte. Pe de altă parte, unicitatea nu vine din această ruptură, fără doar și poate. Omul este o ființă socială. Omul se dezvoltă prin socializare. Omul se dezvoltă în contact cu alți oameni. Este singura ființă de pe fața pământului care are nevoie de alte ființe asemenea lui. Ați avut probabil vreun câine, vreo pisică, încă de mică, ați luat câinele sau pisica de când era doar un boț acolo. Cu patru, da? Dințișori. Ok. Și ați dus-o acasă, unde nu mai existau alte pisici și alți căței. Și cu toate astea, pisica a învățat să miaune, câinele a învățat să latre, fără ca dumneavoastră să miaunați sau să lătrați. Corect. Da? Corect. Și a învățat să facă exact ce face un câine și o pisică, exact, fără să faceți dumneavoastră lucrul ăsta. Omul nu este în stare de lucrul ăsta. Omul, dacă este rupt de societate, de semeni, nu-și dezvoltă limbajul, nu-și dezvoltă mersul biped, va merge în patru labe ca orice alt animal. Deci omul funcționează, socializează, se dezvoltă, crește doar în contact cu specia umană. Suntem singurii de pe fața pământului care facem asta. Adică nu putem uni fără ceilalți. Nu, nu, nu. Și atunci de ce am fi tot vrând noi să ne separăm și să, pentru să că înțelegem, fim unii mai buni și mai isteți ca alții? Pentru că înțelegem cumva greșit că independența mea psihologică, autonomia mea psihologică, nu înseamnă ruptură și înstrăinare și alienare, ci înseamnă autonomie în contextul în care suntem cu toții într-o rețea de dependență, să spunem așa. Și dorința asta a unora, și probabil că asta va fi ultima întrebare din această seară, dorința asta constantă a unora de a arăta că eu sunt mai bun decât colegul meu, eu sunt mai isteț decât celălalt și sunt și mai frumos și sunt și mai... Dar cu ardoare asta așa care îi determină pe unii să facă lucruri răutăcioase, tocmai ca să arată ei tot timpul cât de isteți și de frumoși sunt. Da. Unde îi duce chestia asta? Pe ei, în primul rând. Că pe ceilalți îi afectează sau nu? Deși pe ei e posibil să-i ducă la performanță. Dar nu o performanță în care ei se vor simți neapărat bine. Societatea este concurențională. Societatea vizează competiția. Ceea ce este într-un fel normal. Clar, și e bine. Dar o competiție să fim competitivi. Absolut. Dar o competiție fără colaborare este egală cu zero. Face din noi niște străini. Pe de-o parte. Pe de altă parte, ideea nu e să fiu cel mai bun. Optimul psihologic din acest punct de vedere și în terapie și în consiliere este să fiu cât de bun pot să fiu eu. Este o mare diferență. Nu e necesar să fiu cel mai bun, pentru că oricum nu putem fi toți cei mai buni. Ce am, da? Fi toți dacă am fi cei nici mai măcar buni. Nu cred că putem face o comparație în felul acesta. Da? Niște note, niște rezultate. Poate da, poate nu. Și nota și un rezultat vizează doar o chestiune de moment. Pe când optimul psihologic înseamnă să fiu cât de bun pot eu să fiu. A accesa și a folosi toate resursele de care eu sunt în stare la un moment dat. Cam despre asta ar fi vorba. Și este o mare diferență. Absolut. Față de ce și închipuie unii inițial. O emisiune în care am aflat foarte multe despre noi înșine până la urmă, e foarte important să ne cunoaștem, cred, ca să putem să ajungem la acest optim de care vorbeați dumneavoastră, pentru că până nu ne descoperim așa de a fi rapăr pe noi, pentru că sunt convinsă că și cei de acasă au avut momente în care în fața anumitor situații și-au dat seama că
nu s-ar fi așteptat să reacționeze astfel sau invers. Și atunci cred că ne cunoaștem. E o formă de cunoaștere. Aș vrea să ne mai vedem în funcție de programul dumneavoastră. Aș vrea să le mai spunem celor de acasă câteva repere despre ce înseamnă să fim împăcați cu noi până la urmă. Cu mare drag. O să revin cu telefon și cu invitație și vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați fost alături de noi. Dragi telespectatori și noastre, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția oferită în această seară. Rămâneți în continuare alături de noi pentru că urmează jurnalul TV Buzău prezentat de colega mea, Maria Stroie. Eu sunt Ilona Duțe și ne-ar vedem luni seara la ora 18, o seară minunată și nu uitați să vă abonați la canal.